Secrete de familie episodul 53 Rezumat, lumea lui Ilgaz se prăbușește când îl găsește pe tatăl grav rănit și află că sora lui a fost răpită împreună cu toată echipa o caută pe Defne, dar pentru a ajunge la ea trebuie să-l găsească pe cel care a ucis Mireasa. Acceptă ajutor chiar și de la Merdan, iar Ceilin se întristează când vede că pentru familia lui, el este gata să încalce regulile, datorită lui Merdan ei descoperă repede că Mirele și tatălui lucrează ca paznici la un cazinou. Condus de mafia din altă țară, până la urmă se află că iubita Mirelui a ucis-o pe Mireasă din gelozie și că el a cerut ajutor șefilor lui, amenințându-i cu niște informații pe care le are despre ei. Iecta este avocatul Mirelui, dar când lucrurile degenerează și familia lui Ilgaz are de suferit, el nu vrea să fie implicat într-un caz atât de mare. Omer îi ascunde lui Iecta că Mirele i-a dat un stick cu informații, Eyup, un tânăr care urmărește cele două familii de câteva episoade face în mod neașteptat o mișcare care îl plasează chiar în mijlocul evenimentelor și îi spune lui Cinar că a văzut întâmplător locul unde Defne a fost dusă. La finalul episodului, Ilgas primește o filmare cu Defnesii se spune să îl elibereze pe mire, altfel o vor ucide.